Seara și bun găsit la știri. Duminică 10 februarie, părintele Iustin Pârvu de la Mănăstirea Petru Vodă a împlinit 94 de ani, prilejul care acesta a fost vizitat și de un reporter al postului de televiziune Actualitatea TV, care i-a mânat un buchet de trandafiri din partea redacției. Potrivit Macii Starețe de la Spitalul Așezământului Social Filantropic Petru Vodă, unde părintele primește asistență și îngrijiri medicale, începând de miercuri 6 februarie și până duminică, peste 3.000 de credincioși au poposit la ușa duhovnicului. Părintele Iustin este unul dintre cei mai mari duhovnici pe care a dat această țară, poate chiar ultimul, a declarat părintele protopop de Pașcani, Pavel Postolache. Ce să spun, trecem prin Pașcani, județul Neamț, așa, de Mănăstirea Iași. Da. Și când am auzit pentru prima dată o sirenă de locomotivă, tren, nu văzusem, asta era la 10-12 ani. Și mă uitam eu din vârful codului, la Vodul Pașcanilor, la distanță mare. Întrebe tata, și acolo, în fundul ăla, unde se unește pământul cu cerul. Băi, stivăreați-mă să nu știți și acolo. Atât mi-a spus. După la 7-8 zile, eu din Basarabia, mulți creștini treceau prin nord cum se putea și arugea în Moldova. Moldova, când spune, trebuie să faci deosebire. Moldova e Moldova, până la Nistru se duce. Și aici, la Moldova și încolo Basarabia. Asta se știe. Eu nici acum sunt obișnuit când spun de Moldova. De unde ești? De Moldova. Asta vă împaci, Moldova. Moldova, te duci să vezi, stai să te întinzi ea. Și așa spun. E bine, și vedeau de acolo, prin apă să aia, și cum putea să treacă cu acea. Adică o fotografie, domnule Dean, luate de prin biserici și prin musei și ne arăta nouă aici, moldovenilor. Erau trupurile sfinților, a sfinților moaștri, rezemate afară din biserică, alte aruncate așa, undeva, într-o izolare de lucruri. Și atunci m-am înspăimântat când am văzut cruzimea care există în atism. Și atunci am rămas așa, spus, băi, de țară, scumă, de căie. Și atunci nu vreau, am avut ocazie să văd Basarabia, dar nici n-am vrut să mă duc. Să vreau să văd. Nu Basarabia bine sau pământul ăsta la lăsă. Și teroarea aceasta a Moscovii, asupra românilor și asupra Rusiei. Pentru că nu e nicio boală mai grea decât boala lor de a desfința ortodoxia, de a spulbera din suflet omului pe Hristos. Asta e scopul lor. Și până astăzi, peste tot, a intrat în această terorizare mare pentru spulberarea Mântuitorului Hristos de viața omului.